pentru acest excurs lămuritor. Sesizăm faptul că este o tratare din perspectivă apuseană a Bisericii, dar cu trimiteri foarte precise la istoricul acestei chestiuni în epoca primară, în perioada patristică. Și, fără să mai lungesc mult vorba, vin la concluzia pe care autorul trage, da? Ne trimite către perspectiva comună pe care putem să o avem. Folosul este unul comun. Să înțelegem că rugăciunea, indiferent de cum se practică creștinismul, trebuie să fie făcută într-un același mod. Cu fața către răsărit, fața către Dumnezeu. Dumneavoastră cunoașteți și cunoaștem cu toții cum sunt, care este orientarea în Biserica Ortodoxă, dar este bine că un autor occidental și preot catolic vine să facă aceste precizări, să reamintească ceea ce literatura patristică ne-a pus deja în față. Mulțumim foarte mult pentru efortul de a fi venit aici, de așa de departe. Și în situația în care avem întrebări de pus, v-aș ruga să nu ezitați să o faceți. Este disponibil Părintele Lang, este disponibil pentru a da răspuns întrebărilor și nelămuririlor dumneavoastră. Vă rugăm!